Elevii din Consiliul Local al Tinerilor Zalău au fost angrenați într-un proiect prin care au încercat să identifice câteva dintre problemele cu care se confruntă comunitatea din care fac parte. Proiectul s-a desfășurat la nivel național, iar însălaj a fost derulat de către elevi la izvoarele Barcăului. Începutul proiectului a fost în momentul în care eu și Iulia am participat la un proiect la nivel național, proiect desfășurat la Timișoara, prin care se dorește construirea unei politici de tineret la nivel național. Pentru a avea păreri cât mai diverse din toate zonele țării, s-a apelat la strângerea unor tineri implicați din mai multe localități, din mai multe orașe. În urma acelui proiect și a ceea ce am învățat noi acolo, am fost invitați să facem un proiect asemănător prin care să descoperim problemele și soluțiile din localitățile în care suntem noi. Prezent la eveniment, primarul municipiului Zalău, Radu Căpâlnașiu, i-a felicitat pe tineri și le-a urat succes pe mai departe. În primul rând vreau să vă felicit pentru faptul că doriți să faceți și altceva decât ceea ce înseamnă obligație curentă, însemnând școală și, mă rog, celelalte obligații, nu știu, din casă, de acasă. Faptul că prin ceea ce faceți vă dezvoltați un spirit civic, faptul că până la urmă prin implicare doriți să schimbați ceva din ceea ce nu merge în societatea românească și din păcate sunt destul de multe lucruri care ar trebui să le schimbăm. Noi cei mai trecuți, să spunem așa, de perioada adolescenței, care suntem în administrație, o spunem nu odată că viitorul va aparține și că viitorul speră să se schimbe odată cu voi. Dar nu ne este indiferent cum se va întâmpla acest lucru și vrem să știm că cei care într-adevăr vor pregăti viitorul, adică vă vor pregăti pe voi sau veți fi pregătiți pentru a putea face acea schimbare pe care toți o dorim și pe care o simțim de multe ori că este atât de aproape, dar totuși atât de departe.